Un eveniment rutier grav a avut loc astăzi în localitatea Lăpușel, unde s-au ciocnit două autoturisme. În urma accidentului au fost trei persoane rănite, dintre care una încarcerată. Pompierii din Baia Mare au fost solicitați să intervină cu autospeciala de descarcerare. Toți cei trei răniți au fost transportați la spital de către echipajele Serviciului Județean de Ambulanță. Aproximativ 30% din forța de muncă și 13% din populația României lucrează în străinătate, iar aceasta reprezintă produsul intern brut pierdut al României, a declarat viceguvernatorul BNR Liviu Voina la conferința 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, de la coeziune la convergență, potrivit Agerpres. El a atras atenția asupra faptului că și acum, când se înregistrează rate de creștere economică peste potențial, România continuă să raporteze rate negative ale natalității. Problema îmbătrânirii populației afectează PIB-ul potențial, iar îmbătrânirea este dublată de o rată ridicată a persoanelor cu risc de sărăcie.